cele mai grele lupte pe care le-ai de dus în viață nu sunt cele purtate împotriva puternicilor sau împotriva nemernicilor, hapsărilor sau calicilor. Cele mai complicate și epuizante, ba uneori de-a dreptul ucigătoare, sunt cele pe care trebuie să le duci cu nepăsătorii. Aici e o ședință, un audit, adică un control intern, ceva. Și zic că ar fi primarul aici, așa că avem șanse să vedem. Poate ne ajută să lămurim situația, cum se poate să scap de o parte din ei, că se plătește impozit numai unde e cazul. Să vedem unde e cazul. Dar așa să bag un pic capul, să vedem dacă e un pic. Știu că sunteți într-o ședință și îmi cer scuze de la televiziune. Aș vrea ca după ședință, dacă aveți un pic de timp liber, cu domnul primar, dacă este. Este? Este. Cine este? Ridice mâna. Cine este primar? Este cineva primar aici, de la comuna Vulturești? Dumneavoastră. Domn primar Marian Marin mă numesc. După ce termina ședința, o să, dacă aveți amabilitatea, să schimbăm câteva cuvinte. Este vorba de un cetățean care plătește impozit și la Vulturești și la Zăpodeni. Îl cunoașteți? Îl cheamă Constantin Stamate. Îl știți? Da, de o să știu eu. Adică vi-l arăt. Dacă știi că e vină. Nu mă, că nu vă întreb. Vină, că nu vă, uite să vi-l arăt, el este. El este. Vă aștept și continuați, vă treabă, îmi cer scuze pentru că pentru deranj. Acum să vedem cât caracter a mai rămas în om. Că de fapt, pentru că știi că problema dumitale este în aparență o problemă de legalitate, dar de fapt, în esență, este o problemă de caracter. Mai există caracter în fibra umană românească sau nu? Boală caldă și subtilă se întinde, mă încălzește și-mi topește mintea de plastic, gânduri de plastic, vorba de plastic și viața de plastic. Boală caldă și subtilă, boală caldă și subtilă, boală caldă și subtilă, boală caldă. Costică Stamate este întruchiparea onestității. Așa îl știu oamenii care i-au fost aproape. A trăit o vreme la Iași, după care și-a luat inima în dinți și bocceluța în spinare și a plecat undeva în județul Vaslui să-și facă un rost după priceperea și posibilitățile dumnealui. Iar de priceput cel mai bine, Costică se pricepe la lucrul cu lemnul și transformarea acestuia în obiecte folositoare omului. Ferestre și uși, scaune și mese, policioare și bridare, șifoniere sau noptiere și încă multe altele au ieșit din mâinile lui cu migală și pasiune. În anul 2002 m-am hotărât să plec din Iași și am găsit teren în județul Vaslui, din județul din care sunt născut și de unde am plecat înspre Iași. Așa. Și am găsit terenul liber aici. Mi-a plăcut poziția și pădurea aproape, aer curat și casă puțini. Am scos fiul liniște, gara aproape, gara e aproape aici, la câțiva pași. Zic, da, îmi place terenul. L-am cumpărat și am început să construiesc atelierul și casa. Dar știi omul ce-o păți dinainte, s-ar păzi? Și în 2002, când am făcut actele pentru teren și autorizația pentru construcția casei și atelierului, aparținea de Comuna Vulturești. În 2008... Deci în 2002 ai venit aici, da. Și ai început să construiești atelierul ăsta, ai făcut de mata. Da. Așa. În pământ și până deasupra. Și în 2008, băiatul meu era în Italia și lucra în Torino cu niște albanezi. Și un albanez omoră doi băieți din Bârlad, e un pușcat. Și a intrat o frică în mine, zic să-mi aduc băiatul acasă cu un băiat am. Și i-am făcut acte pe casă și pe atelier și când la intabulare au spus că nu mai aparțin de Comuna Vulturești,
aparțând de comuna Zăpodeni. Ghinion. Vorba lui... știți voi cine. Nu, domne, zic eu, în 2002 când am cumpărat, uitați, actele, zic, aparțând de comuna Vulturești. Deci locul ăsta pe care ai construit atelierul, da, și casa care este alături. Nu, că-i terenul Zăpodenilor și că nu știu. Și, domne, dar în 2002 când am cumpărat, eu unde ați fost? Eu am putut să fac actele pe comuna Vulturești. Deci acte cu intabulare, cu cadastru, da, toate sunt făcute nu pe comună. Nu mi-a acceptat să fac actele decât pe comuna Zăpodeni. Așa. Domne, n-am vrut, vreo jumătate de an m-am chinuit. Am fost la primărie la Vulturești. Domnule, dacă eu am actele aici la dumneavoastră, de ce nu vă interesați ca eu să aparțin de comuna Vulturești? Zic, eu am 3 km până la comună. La Zăpodeni am 25 de km. Trebuie să merg 15 km de aici până la un loc care se cheamă Capul Dealului și de acolo încă 8 km până la comună, la Zăpodeni. Nene Stamate, dar situația asta este pentru tot cătunul ăsta de-i spune Podeni, tot cătunul este? Da. În aceea situație? E, nu. Deci toți cetățenii? Nu. Nu? Eu singur care am făcut intabularea. Dracu te-a pus? Numai dumneata ai făcut intabularea? Eu singur care am intabularea la atelier, la casă, la teren. Și acum... La teren au intabularea, dar la casă nu au intabularea. Deci toți cei care o să vrea să-și facă intabularea vor trebui să facă intabularea pe Zăpodeni. De acum nu. Când în 2014 ei au făcut un protocol. Așa. Și cătunul ăsta a trecut din nou la comuna Vulturești. Uite că la chestia asta nu m-am gândit. Păi și atunci care e situația în care te afli? Bun, dar eu dacă am făcut actele pe Zăpodeni, eu am plătit impozitul la Zăpodeni. Așa. M-am dus, eu dator nu sunt în viața mea. V-am spus, părinții mei exact așa mi-au spus. Băi băieți, dacă nu mănânci 3 zile, nu te știe nimeni. Dacă ai datorii, te știe tot satul. Și exact așa este. Prima grijă de datorii. Nu sunt dator, n-am fost nici nu sunt dator la nimeni niciodată. Și ei au făcut protocol, dar nici ăștia nu m-au anunțat că să mă duc. Tot când mă întâlne, ne-a stămat, vină și plătește la Vulturești, domnule, că toți plătesc acolo. Domnule, dacă eu am actele pe Zăpodeni, cum să vin să plătesc acolo la Vulturești? Nu a spus nici unul nimic. Ei, eu mă duceam și plătem acolo, dar nici ăia lipsâți de bun simț și de respect. Nu am spus, păi omule, noi am un protocol de la Zăpodeni. Tu de acolo te duci și plătești la Vulturești. Nu, nu o zis nimeni. Deci ca să înțelegem, întâi și întâi, aici unde ți-ai făcut, cumpărat teren și ți-ai făcut casă și atelier, aparținea comunei Vulturești. Bun. După care ai descoperit la un moment dat că vrei să intabulezi și nu poți, nu? Da. Când am făcut acte băiatului, trebuie să fac... Nu de frica să nu l omoare albanezii prin corect, Italia, mi l-a era. Acasă. Așa. Ei făcut acte. Când se face acte, se face intabularea, ai descoperit că... Aparțând de comuna Zăpodeni. Ei, Zăpodeni. N-au vrut să-mi fac deci te-a mutat de colo-col. Boală caldă și subtilă se întinde, mă încălzește și-mi topește mintea de plastic, gânduri de plastic, vorba de plastic și viața de plastic. M-am dus, vreo jumătate de an m-am chinuit. Dom'le, eu aici, îmi convine, eu mă duc pe jos până la comună, cu 3 km. Da. Până la Zăpodeni, 25 de km, 23, practic. Dar care este taina? De ce să mute, de să plimbă de colo-colo? Ei spun colo. Că ne-au împărțit Ceaușescu terenul, terenul ăsta a fost a Zăpodenilor. Cândva? Da. Așa. Și acum, și eu am avut protocol în 2014, dar nici unul nu m-a anunțat. Păi, te duci și schimbi UAT-ul la vas lui și treci la Vulturești. Când am avut nevoie la primărie de treabă, zic că ne-a să mate. Nu, îmi opre din pensie. Așa. 70 de lei lunar. Și nu știi pe ce? Nu știam de ce. Bănuiam că e pentru sănătate, că în momentul acela mi-a opre ANAF-ul pentru sănătate. Că am avut societate. Așa. Care nu a făcut nimic în viață nu plătește, dar care a făcut societate trebuie să plătească. Da. Și mi-au oprit 36 de milioane pentru 3.600 de lei. Așa. Pentru sănătate. Așa. Și acum zic, uite bă, e scroșe ăștia, zic, o trecut pe pensii, doamne, ce-ar spus că am folosit un cuvânt urât. Dar cuvântul ăi scroc e un cuvânt frumos. De ce să te rușinezi? Acum oprește și din pensie. Băi, când am văzut că ăștia mi-au prea trebuia să mă duc să deblochez pensia la bancă, că am trecut-o pe card,
Păi oprești acolo, oprește. Când mă duc la casa pensiei, îmi spune, domnule, dar nu, primăria Vălturești să-ți oprești. Când mă duc, domnule, să-ți dă pensiu cine a oprit din pensie. Păi ci că a făcut ANAF-ul control și ne-a dat amendă și trebuie să plătești impozitul aici. Domnule, dacă eu am actele făcute pe zăpodeni de la intabulare, cum să vin să plătesc aici? Nu, că am avut protocol în 2014. Și dacă ai avut protocol, zic, cine vine să mă anunț? Vezi, stamate, du-te și-ți schimbă UAT-ul și plătești la Vălturești. Protocol, nu? Adică o înțelegere, între comune, între primării, bă, da. Nu mai, podenii ăștia nu mai, îl trecem înapoi la, da, la da. Asta. Asta, da. Adică o înțelegere. Da, nu ți-au zis nimic, va da, continuai să plătești. Și eu ne fiind rău platnic, da. Și mi-am plătit datoriile acolo. Așa. Și acum când mi-au oprit și ăștia aici... Ați oprat și acolo și acolo? Da, și acolo. Și am spus, domnule, le-am dus chitanțele. Uite, da. Domnule, eu plătesc la zăpodeni? Da, dar nu ne interesează ca aparții Comuna Vulturești. Dar ce nu te interesează? Dar cine vine să mă anunți? Nu mai plătești la zăpodeni. Uite, noi avem protocol. A făcut o înțelegere? Da. Să-mi arăt că eu trebuie să plătesc la... Costică s-a stabilit în anul 2002 în Podeni, un cătun slab populat ce ținea de Comuna Vulturești. Actele de vânzare-cumpărare atestă acest lucru. În 2008, Costică merge la primărie să treacă proprietatea pe numele fiului plecat la muncă în Italia. Dar află că micuțul sat a fost arondat între timp comunei Zăpodeni. Conștiincios, tâmplarul se înscrie în registrele Zăpodeniului. Dar minunea n-a ținut decât aproximativ 5 ani, căci la începutul lui 2014, o reorganizare administrativă mută Podeniul din nou în administrația Vulturești. În zilele noastre, Costică Stamate figurează în scriptele ambelor primării, care se întrec care mai de care să-i transmită somații pentru plata impozitelor. Câte case sunt în Podeni? Nici 15 nu sunt. Puține. Sunt 15, cred că nici nu puține, știu sigur. Da. Sunt puține. Da, puține, foarte puține. Foarte, da. Da. Înainte spunea Cioara, acum e, zice Podeni. Exact, da. Așa e. Ei, oamenii ăștia, toți plătesc, ca să zic așa, impozit unde? La Vulturești. La Vulturești, da, este o problemă mare. Eu am terenul ăsta de aici, plătesc, ăsta aparține de Zăpodeni, ăsta aparține de Vulturești, ălaltul am terenul ăla de acolo, plătesc la Zăpodeni. Deci astea două încerc să plătesc la ambele primării eu. Dar spuneți-mi, pe unde trece granița? Că eu nu știu, unde e granița? Granița este cumva până, vedeți, râul ăsta, Rebrice, așa. Așa. Aparține până încolo, aparține de Zăpodeni. Așa. De Zăpodeni. Și pe partea asta, la alte? Da, dar aici, pe partea înaltă, aparține de Vulturești mai mult. Iar ei... S-au judecat ceva, au făcut, nu știu ce au făcut acum. Ei, comunele. Comunele între ele. Și acum mie spune că chiar acum am fost la primărie zilele astea, că să plătesc la ei, la Vulturești. Păi da, domnule, dar de la cine am cumpărat eu, a fost la Zăpodieni și l-a pus să plătească, ca și cum eu n-am plătit impozitul. Și l-a pus să plătească pe om. L-a pus și pe dumneata. Da, și om. Și omul vine la mine și îmi strigă la mine că nu am plătit impozitul. Dăm bani pe impozit. Și nu m-am întâlnit cu el, că trebuie să-i dau bani. Da, Sfinxul și babele. Ale cui sunt? Știți cum aici aparține de Zăpodeni, tot asta aparține de Zăpodeni, terenurile. S-a format satul ăsta aici, la care satul e al lor, pământul e al lui Oilanț, de la Zăpodeni. O bulibășeară. Da. Da. O împărțire nemțească. Și când am auzit, Fiorina lucra cu niște albanieri. Și când am auzit, am zis că băi, nu știi dacă îl mai văd în viață. Și am lăsat orice orgoliu, orice... Și i-am făcut acte pe tot ce este aici. Ca să vină acasă, că traista lui este aici în cui. Că mafia asta și nu se duce la poarta nimănui ca să-i dea de lucru, să-i... Da. Și face ce vrea și când vrea. Nu a vrut să mă asculte, eu actele le-am făcut, le are oricând, să facă ce vrea de aici încolo. Se vine în România, pentru că mafia din România, cât e ea așa, e mai blândă el decât aia. El cred că a înțeles că mafia din România, el nu va putea face nimic aici. Aha.
Pentru că toți cu impozite aud la aparat Adrian Bența, care e mare consultant fiscal, și spune, zice, trebuie să plătim neapărat. Trebuie să plătim, dar numai noi ăștia care la 31 de ani pe cartea de muncă am o pensie de 627 de lei, numai ăștia trebuie să plătim, ăia cu pensiile nesimțite. De fapt, și-a mea e pensie nesimțită, pentru că nu vrea să achite datoriile. Boală caldă și subtilă se întinde, mă încălzește și-mi topește mintea de plastic, gânduri de plastic, vorba de plastic și viața de plastic. Eu de când locuiesc aici, Podeni se numește. Spuneți, unde plătești impozit? Asta vreau să știu, da. Impozitul pe casă și pe terenul care l-am, îl plătesc în două comune. Deci și dumneavoastră sunteți în aceeași situație ca domnul Costel? Da, în două comune. Plătesc trei sferturi la comuna Vulturești, un sfert la Zăpodeni. Nu puteți, adică plătiți la... Deci s-a împărțit cumva proprietatea, o parte ține chipurile de o comună? De o comună, da. Am un arșu 80 la Zăpodeni. Și diferența până la 1100 o am la Vulturești. Dar care-i treaba? Cum a făcut ei dau separat așa pe jumătatea moșiei dumneavoastră? Habar nu am. Taină, necunoscută. Habar nu am. Dar dânsul e într-o situație mai rea, că dumneavoastră nu plătiți impozit mai mare. Nu. Impozitul care e pe toate se împarte. O parte dai nu, acolo, nu, nu, nu. Deci eu plătesc pe 900 și ceva de metri. Să dăm un exemplu, nu știu exact, un 56 sau 65, nu mai știu exact. Și la Zăpodeni, pe un arș 80, deci pe 180 de metri, aceeași valoare. Aceeași valoare. Apare altă chestie bizară. Deci pe suprafață mai mică plătești aceeași sumă ca pentru o suprafață mai mare. Dar de ce? Motivul că eu am fost anul trecut, anul ăsta n-am fost la primarul Zăpodenului și spune, domnule, dumneavoastră figurați extravilan. Și eu i-am explicat, dacă un hectar de pământ extravilan este 50 de lei impozitul, eu pentru un ar, de ce plătesc atâția bani? Așa știu, ar. O zis că nu sunteți, aveți clădire pe extravilan? Nu există așa ceva. E, nu. Poți să-mi spui care parte din suprafața de teren ține de Zăpodeni și care ține de... Sigur că da. Puteți. Deci poarta mea, vedeți, o vedeți acolo. Da, da. Deci de la poartă și până în spate, în așa, este a Vulturești-ului. Deci lățimea porții. Aha. Lățimea porții. Aha. Dinspre pădure este a Zăpodenilor, pardon, mă scuzați. Aha. De la poartă încoace este a Vulturești-ului. Aha. Deci eu am două cărți funciare. Da. Două cadastrale. O vreme, meșterul Costica a încercat cu binișorul, rugându-se când de o primărie, când de alta, să-i lămurească situația. La un moment dat a avut chiar și o proprire pe pensia și așa mult prea mică. Dar funcționarii primăriilor nu l-au sprijinit în niciun fel, folosindu-l ca pe o vacă bună de mulți și de unii și de ceilalți. Încrederea lui nesfârșită în oameni a ieșit prost și nu doar în ceea ce privește administrația. Costica a rămas fără capre, escrocat de un cioban, fără banii cuveniți, păcălit fiind de niște popi cărora le-a mobilat biserica, și lista poate continua. Pentru praful de lemn eu am cumpărat o capră, dar cu degetele tăiete și nu am îndemnare, n-am putut să o mor. Și mi-era milă să tai edițele și s-o mulțit. Mai zi o dată că n-am înțeles. Că mi-am cumpărat o capră ca să beau lapte de capră. Dumneata, fiind tot timpul cu praful ăsta de lemn, laptele de capră. Cineva ți-a recomandat să bei lapte de capră pentru plămâni și pentru sănătate. Corect. Ți-a luat o capră. Așa. Da. Și? Capra a început să mulțească, să facă producă. Și mi-era milă să tai edițele. Și le iubeam, și le ținem. Acum s-au adunat vreo 6 capre. Le țineam pe digă aici, pe ponete, și vecina mea de aici este în Iași, dar are teren aici lângă mine. Așa. Domn Costică, dar ce te chinui atâta? De ce nu duci capre la nepotul meu? Că, uite, ești pe deal.
El nepotul a avut mai multe capre sau oi. Era cioban de meserie. Așa, și puteai să le lași în grijă. Mai, aveam un frate care... Așa, hai cu mine la Nicu, la nepotul meu. Și băie bune, băi, am zis că dacă l-o lăuda tata, uite, iei și peste deal. Când mă duc peste deal, întreb și ala, domnule, am o capră și o ediță. Prima dată. Zic, ce fac? O, du-le la mine, că eu sunt cioban și nu știu. Urmă ce pus în fete și edița și ei și s-o aduna șase capre. Așa. Și l-am mai, tot le chinuiam pe diga aici. N-am vrut eu să le duc la stână. Când am dus-o prima dată, eu tăie cornele la cei mari. Și m-am supărat, gata, nu mai colaborăm. Dar de ce? Nu le-am mai dus la ea. Dar de ce a tăiat cornele? Îi plăcea să distrugă animalii oamenilor. Dacă v-ar spune oamenii câte animale le-au distrus șobanul și ala, nu vă imaginați. Bun, și ai dus până la coadă șase capre. Da, și am zis șase. O venit și m-a rugat. Nene, nu trebuie niciun ban, adă căprile la mine, eu ți-l îngrijesc și nu știu ce. O avut nevoie să-i fac niște uși și ceamuri. Păi să te într-un bordei, dacă îl filmați, o să vedeți și o bancă cu 100 de oi, în ce bordei, să te cum spuneți, păi da, omul ăsta. El era un bețiv notoriu care băte oameni și-a făcut pușcării două ori. Aha. Pentru... Ce a zis? Bă, dacă eu am nevoie să-mi fac ăsta, să-mi lucrez așa ceva, după și am făcut geamuri, ușe, un dulap pentru lingerie, scaune, și am mai făcut mărânțușuri pe acolo, blidar, i-am amenajat o bucătărie de vară, mă rog. Ei, după ce eu terminat aici, ei l-au crezut că e cel mai bogat, cel mai aranjat din toate. Când m-am dus în 14 octombrie, în 2014, nu vreau să văd de ei căprile. Că zis dator, eu lui. Zic, păi, Nicule, ți-am făcut eu țâie, așa. Costă mult mai mult. Așa. Dar am zis că nu mai, zic că să compensați una cu altă. Ce ai făcut? A simțit miros de sânge. Până la urmă, ți-a dat caprele? Nu. În ce dată? L-am dat în judecată. Așa. Da, dar să știți că nu este o glumă. Vă arăt scris de la tribunal. Ce? Da, care e rezultatul? Rezultatul e că mi-au respins acțiunea. Dar nu m-a întrebat judecătoarea cei dacă e judecătoare. Voi oameni buni, pentru ce ați ajuns aici? Așa. Și eu îi spuneam, domnule, i-am dus șase capre, i-am făcut lucrări contra la serviciul lui și acum nu mai dă capre. Nu m-a întrebat nimic. O mărie pe acolo, și-a scris și îmi vine răspuns că mi-au respins acțiunea. Deci de la parchet a venit răspunsul. De la judecătorie. De la judecătorie. Da. Da, Matan, n-ai făcut plângere la poliție? Că am făcut plângere la poliție. Nu-ți dă caprele înapoi? Nu mi-a dat niciun răspuns. Poliția nu s-a băgat cu caprele. Nu mi-a dat niciun răspuns. Dar dacă și eu am făcut la parchet. Am depus plângere în 10 octombrie 2014 la poliția Zăpădeni și nu mi-a dat niciun răspuns. Bun. Și s-a încheiat în felul următor. Ăla a rămas cu caprele și cu mobila care ai făcut-o. Cu toate lucrările la el. Și matarea ai rămas cu pierderea. Cu toate. Bun, și cu lucrările asta... și fără și cu intabula și cu banii care ai dat la ăștia la Zăpădeni, cum ai rămas? Bun, când am cerut banii înapoi care mi-au luat ei din 2014 încoace, am spus să-mi dea banii înapoi, că eu am normal, la Vulturești. Da. La Vulturești nu se pune. Cum s-a ajuns să se treacă de pe o poziție pe alta, de la o... Acum vedem exact cum s-a făcut reorganizarea teritorială, că asta au fost toate chestia. De când este această situație? Nu știu, nu eram eu primar atunci, când doamne s-a făcut. De când este situația de a fost mutat? Că am înțeles că inițial nu a fost la dumneavoastră la comună, ci a fost la... Nu-l lăsa că fuge. Acum da. Asta a făcut reorganizarea, vă spun imediat și când. Deci întâi la dumneavoastră a fost și după aceea s-a mutat la cealaltă comună. Deci când s-a făcut reorganizarea teritorială, fiind oamenii lor majoritatea, deci au trecut pe comuna Vulturești, din ce știu eu. Mai bine situația la registrul agricol trebuie văzut. Te plimbă de la Ana la Caiafa. E că după aia o să te bată și în cuie. Domnul noi are la noi 15 ari teren arabil, 15 ari curs construcții și o construcție. Nu s-au prezentat nici în 2015, nu s-au prezentat și se actualizează situațiile. Asta este, mai mult de atât ce să vă spun. Deci în concluzie, dânsul are teren aici pe, da. Pe unitatea administrativ-teritorială a comunei Zăpădeni. Da. Unde este terenul și care? În Cioara. În Cioara, pe Cioara
ține de dumneavoastră, de Zăpodeni sau de ceara este actualul Podeni. Da, este Podeniu, aparține și de Zăpodeni, este o parte care aparține de Zăpodeni, o parte aparține de Vulturești. Păi și de cine aparține? De dumneavoastră, de Zăpodeni sau de Vulturești? Că plătește impozit și colo și deci colo. Normal, el aparține de noi. Asta zic și eu. Să plătească la Zăpodeni. Aici sunt chitanțele și banii ca să document. Vă plătesc datorile și să-mi dați casa cu apte la Uncești, nu la Cioara. Eu nu dau case da, cu apte. Ba, da. Stați o clipă. Trebuie să dați. Îmi arătați ce document. Citiți aici. Dar nu este treaba, nu v-am semnat eu așa ceva. Dar nu mă interesează. Dar stați așa, că citesc cu semna primarul. Asta zice Comuna Zăpodeni, adică de aici. Și este semnată de câte primar Chiratcu Ionel. Cine e Chiratcu Ionel? Pe teren. L-aveți la dumneavoastră? Nu e la mine. Dar eu am venit să-mi dați casa, eu vă plătesc, am luat banii, vă plătesc. Eu nu am ce să vă dau. Eu v-am spus dar uitați ce scrie acolo. Nu este semnătura mea. În România, nicio autoritate, de orice fel ar fi, nu și-asumă vreo poziție tranșantă revoluționară. Toți o scaldă și se schimonosesc până ce lucrurile bune, inovatoare, fie se rătăcesc, fie se strică. Singurul lucru la care se pricep este să îndosarieze. Doamna contabil, uite aici, dumneavoastră a semnat aici, stângaciu Eugenia? Da. În documentul ăsta precizează că dânsul este proprietar pe o casă și un teren în Uncești, nu în Podeni. Ciorân, Cioara, cum îi zicea pe vremuri. Spune Podeni. Numai un pic. Dar avem tot timpul din lume. Ce să ne grăbim? Uncești. Cum explicați? Dânsul unde are de fapt teren? În Podeni sau în Uncești? Sau și colo și colo? Cât impozit a plătit și la dumneavoastră la primărie și la primăria de la... Anchitanțele. Bun. Și omul ar vrea să aibă, dacă pădește pentru două case, să aibă două case. Nu, nu? Dacă am să-mi dea casa cu acte și eu le dau bani, am bani la mine să le plătesc cât scos acolo. Dar hai că le lămurim, să vedem cine a greșit. Poate a greșit cineva. Poate dumneavoastră, dacă ați greșit. Că ați semnat. Domn primar a semnat. Să-mi dea casa cu acte. Să vedem ce lămuriri poate să dea doamna. Ia ziceți doamna. Un mister. Un mister, deci nu trebuia să apară satul Uncești. Noi am preluat-o, deci Podeni nu avem ca și sat. Noi. I-a ieșit un porumbel din gură. Păi dacă nu am venit atunci, cum explicați? De la registrul agricol. Am luat de la registrul agricol, apare satul Uncești. De la registrul agricol de aici? Da, da. Haideți da, până acolo, da. Haideți până acolo, doamna nu știa nimic. Haideți până acolo, să lămurim. O răbdare. Într-un fel sau altul, Nene Costică trebuie să risipească ceața erorii. A mai fost pe aici. Acum 3 minute. Cum apare Alina la registrul agricol, domnul? Deci la mine apare cu casă și teren. Domnul ar fi trebuit să vină cu documentul, să-mi documenteze că este în altă parte. Eu am casă, teren la Cioara. La da, Podeni. La mine acolo apăreți cu casă. Aici scrie Uncești. Și sunt dator? Cum nu sunteți dator. Deci nu, apăreți în registru, Podeni este cuprins la registru agricol Uncești. Cine a greșit? Deci eu nu pot să fac, domnule, nu pot să fac un registru agricol pentru două case. La Podeni. Podeni este lipit de Uncești. Deci sunt aproape una lângă alta. Sunt cuprinse într-un și astea două case, nu știți foarte exact de cine țin. Țin de Podeni sau de Uncești? De fapt, de cine țin casele? Satul este Podeni, dar aparține în registru agricol Uncești. Păi și atunci omul trebuie să plătească și colo și colo? Nu are, domnule, nici colo și colo. Nu plătește? Păi are chitanțe care dovedesc că a plătit și la Uncești, și la Zăpodești și la Vulturești. Deci veniți-mi cu documentul de proprietate și stăm de vorbă. Eu zic să plătești și la Dorohoi. De ce ne-am întors la dumneavoastră? Spuneți. Rugămintea mea este să încercați să explicați cum a fost posibil să se strecoare această greșeală.
Evidența fiscală este de la Registrul Agricol. Ceea ce este în Registrul Agricol este și în evidența fiscală. Asta e acolo. Tot. Doamna zice că nu e adevărat, că ea n-a semnat, ea nu e vinovată. Încercați să explicați colegii dumneavoastră, în primul rând să aibă amabilitate cu noi, că noi facem anchetă de presă legitimă, pentru că nu este firesc ca un cetățean să fie spoliat de bani de două primării, când ar trebui să primească, să plătească numai la una. În ceea ce privește plata la primăria Zăpăteni, domnul nu a plătit impozitul din 2000? Păi când mi-a oprit pensia la Vulturești. Și atunci deci la Zăpăteni nu este plătit. Nu aveți ce plătit. Bani, adică nu l-am jupuit păi, nici de cum de bani. Sau ba, da? Cum a fost exprimarea dumneavoastră? Dumneavoastră va trebui să explicați de ce este trecută altă localitate și nu localitatea unde este. În 2014, dacă ați avut protocol și satul Podeniu trecut înapoi la comuna Vulturești, deci mi-ați mai încasat că eu nu vreau să fiu dator, nici v-am plătit impozitul. Stai să lămurim dacă întrebați. Doamne, dumneavoastră de acum te duci și plătești la Vulturești, nu mai plătești la Zăpodeni. Nu, mi-ați luat banii și mi-o luat și Vulturești. Da, mai aveți și alte birouri? Vă deranjăm pe dumneavoastră pentru că doamna secretar a dispărut, domnul primar, a dispărut și vrem să ne lămurim. A existat o înțelegere, un protocol între primăria Vulturești și primăria Zăpodeni cu privire la trecerea unor locuințe și unor terenuri de la o comună la alta? Eu știu că în 2010 a fost un protocol între comuni, deci nu numai cu Vulturești, cu toate comunile din prejur, deci terenurile care erau administrativ pe raza noastră, dar oamenii erau al lor, a comunii respective, știți, sau a revenit terenul comunii respective, ce știu eu. Primăria din Zăpodeni pare ruptă de realitate. Funcționarii nu-și amintesc prea bine de schimbările administrative survenite în anul 2014 și când dau cu ochii de camera de filmat, își iau ușurel tălpășița în frunte cu primarul. Costică Stamate figurează în Registrul Agricol cu teren și casă. În consecință, trebuie impozitat. Nu sunt eu în măsură nici să vă dau un răspuns, așa, nici... Nu, credeți că treabă, dar nu mai știți, ca să vedeți, și răspuns nu. Noi știm ce să facem cu omul ăsta. Dacă dumneavoastră ați fi în situație, ce ați face, doamnă? Uite, să presupunem că dumneavoastră te ajunge în situația asta. Dar dacă o să ajungem cu toții în aceea situație? Nu știu, eu știu că ar trebui să nu, plătesc unii aparțări. Nu, dar asta m-a arătat că m-a scos cu o casă în un cerș. Unde are domiciliu. Și eu n-am nicio treabă cu un cerș. Deci el apare... Pe buletin aveți domiciliu la Vulturești, nu? Da. Scrie, sat, podel, comună. Deci el trebuie să plătească la dumneavoastră. Da, dar terenul respectiv l-am luat prin protocol, prin... De la Zăpodeni, deși e trecut la noi terenul și ar trebui să plătească aici, din 2014. Doamna Mihaela, da, bun, dar știu că aveți autorizații de la noi și aveți... Mai sunt alte persoane în aceeași situație? Vă rog să întrebați la taxă și impozite, că nu știu cine ia, cine plătește și cine nu plătește. E, din birou, poate ajungi la Bacău. La taxe și impozite, cine doamna este? Doamna Ilie. Of. Spuneți-mi că situația asta, cum este posibil ca cineva să plătească impozit la două comune pentru aceeași suprafață de teren și casă? Prins și acolo și la noi. N-ai mai rezolvat? Păi, dar noi venim de la Zăpodeni acum. Și? O să trebuie să plătesc acolo. Nu știu, este un protocol între comuni, vedeți. Stați un pic ca să-l lăvărim. Ce e, doamna, un protocol? Adică o înțelegere scrisă sau ce? Mi-a zis că doamna inginer Anton știe. Păi cu de s-am vorbit? Da. Păi atunci eu n-am ce să zic. Eu am venit ca să-mi confirmați. Da. Nu sunt dator aici, cumva. Nu, domnul și-a achitat până în martie, pe zero. Deci, da. Deci a uitat impozitele care datorează. Să pune nu m-a scos datora. Da. Cred că nu sunt cont de același protocol care e semnat la nivel de comune. Când vezi cum te plimbă tot de la o ușă la alta, te întreb firesc de ce sunt atât de lipsiți de bunăvoință față de un om care nu vrea decât restabilirea adevărului. Poate pentru că pe ceilalți nu-i interesează adevărul domnului Costică.
Deci, efectiv, părerea mea, așa. Eu nu vorbesc în drept, că nu sunt nici juristul primăriei. Nu. Deci, părerea mea e că domnul Stamat trebuie să plătească la noi. Corect. Și de acolo zic la fel, trebuie să plătească la ei. Deci este, ca să zic așa, o frumoasă înțelegere. Da. Păi de-aia și nebuvnește restul și pe mine și pe dumneavoastră, aveți dreptate. Să plătească, băi, nene Costică, ia plătește-o tată. Și colo, aici te-ai achitat, te-ai achitat. Să te achit și de... Și asta e ok, nu? Nu știu dacă e ok. Hai să nu întreb, mă, un jurist poate să vă spui dacă e ok, dar nu, nu eu. Vă spun eu, care nu sunt jurist, nu e ok. Dați-mi un telefon, domn primar. Hai, vă rog. Dar nu am numărul, numărului primarului. Da, îi dați numărul de telefon al primarului, doamnă. Eu l-am, dar da. Dacă nu știu problema și nu... Dar nu. Păi vă spun eu, n-ați înțeles problema din ce v-am spus până acum? Am înțeles foarte bine problema. Așa. Domnul primar, dacă este la Vaslui într-o ședință sau unde este el? Poate nu e ședință, poate vă răspunde. Dacă vă răspunde, asta înseamnă că nu e în ședință și poate să vorbească. Vreau să dați pe speaker și eu zic, domn primar, uite-ți, de la televiziune m-a chemat un om care o problemă, pătește și colo și colo. Îl putem ajuta? Haide, doamnă, dați-i. Sau dați-i dumneavoastră, doamnă. Deci, dacă eu dumneavoastră considerați că primarul, de exemplu, dacă îi spunem acum problema, vă poate da un răspuns, vă poate da, nu umpleac, eu nu spun că îi umpleac, dar de ce îmi puneți cuvinte în gură care nu s-a mele, nu înțeleg, dar nu înțeleg. Nu, dar credeți că poate să vă dea un răspuns, da, poate, nu, poate. Atunci, nici nu trebuie un răspuns. Spune-ne atunci vreți neapărat să vorbiți cu primarul? Păi nu trebuie. Păi trebuie, dar trebuie să-l găsiți aici. Păi și dacă nu-l găsești, ce fac? Ce să fac dacă nu-l găsești? Uite, v-am găsit pe dumneavoastră. Da, nu e așa că mă bunește răspuns și pe mine la fel. De ce? De ce? Hai să-i dăm un telefon. Hai să-i dăm un telefon. Poate îl bunește răspuns și pe domn primar. Noi, deci că așa o ducem într-o veselie. Nu vrei să-i dăm telefon, nu vezi, nu? Nu vreau să-l deranjez pe domn primar. Give me word. Vorba lui... E, știți voi cine. Da, noi râdem, dar pe mine mă costă. De dumneavoastră vă costă și vă costă mult vă că umblați pe drum. Ui, și ești un moscos cu o casă care nici nu există. Uitați aici. Păi și ce-a bari vulturești dacă o încerci vă dat în proprietate o casă? Și ce-a bari vulturești? Eu plătesc impozitul aici? Păi da, dar ce treabă are Vulturești? Mă scot dator acolo, păi că îi luam o casă care nu există. Dar ce treabă are Vulturești? Dar nu eu am venit ca să justific că eu plătesc corect aici. Și zăpodeniu abuzează. Dumneavoastră, rugămintea mea. Da, ne-am costit că am spus eu că... copii după protocol ca să mă pot justifica. Domnule, ne-am costit că vii la Vulturești să-ți rezolvi problemele la zăpodeni. Eu zic să plătești și la Dorohoi. Ăla poate fi văzut protocol. Deci e hotărârii de guvern, mai e hotărârii de guvern. Nu e o înțelegere. E o lege, nu e o înțelegere scris între comuni. Eu credeam că voi, primăria OAT-ul de aici cu OAT-ul de acolo, ați făcut o hârtie. E o hotărâre de guvern în care s-au stabilit haturile între comuni. Și rugămintea mea este și de partea vă las. Ce să facă omul ăsta? Învățați cine și cu noi. Noi am venit să-l ajutăm. Dumneavoastră, mă rog, vă bucnește răsul. Dar nu contează. Hai să vedem. Poate îl ajutăm cumva. Ce zici? Păi eu zic să-l ajutăm. Păi cum? Să fac o hârtie. Să fac o hârtie, să vii să vorbească cu primarul, să luăm legătura cu zăpodenii, să faci să fac o hârtie la... Dar prefectura ce-a răspuns? Primăria din Vulturești este oarecum mai dispusă la dialog, mai ales că primarul lipsește. E drept că amabilitatea nu este neapărat și eficientă. Funcționarii din Vulturești, cu mic cu mare, știu că domnul Costică Stamate este contribuabilul lor și numai al lor și, în consecință, îi emit cu multă amabilitate declarațiile de impunere. Dacă ne puteți îndruma, ajuta, să rezolvăm această, mă rog, incorrectitudine. Mă numesc Brâncă Adrian, sunt... primar ales, am un an de zile de când sunt în funcție. Despre problema domnului am aflat de ieri de la colegi. În 2013-2014 am înțeles că
Este un protocol făcut între zăpodeni, între Comuna Zăpodeni și Comuna Vulturești și suprafața respectivă, satul Podeni, mai exact, aparține nouă, nu Zăpodenului. De Vulturești. De Vulturești. Domnul, probabil că aveți și domiciliul pe Vulturești dumneavoastră. Am cumpărat în 2002 de la Apostol Margareta terenul. Da. Am autorizație de construcții și de urbanism. Și buletinul pe Vulturești. Și buletinul este pe Vulturești și am plătit până în 2008 și am făcut intabularea la Comuna Vulturești. În 2008, când am trebuit să fac intabularea la casă și la atelier, m-a trecut pe Comuna Zăpodeni. Că-i pământul lor și că nu știu ce, și am plătit, nu s-o ținut cont, și am plătit la Vulturești și mi-a luat banii Zăpodeniu, că nu... Și acolo, și acolo. Da. Bun, ei, mă duc acolo. Dumneavoastră spuneți că ați avut protocol, pe mine nu m-a anunțat nimeni, eu am mers în continuare să plătesc la Zăpodeni, pentru că eu n-am fost și nu voi fi dator niciodată în viața mea. Că așa m-au ca părinții, au spus, voi vete, dacă nu mănânci 3 zile, nu te știe nimeni. Dacă ai datorii, te știe tot domnul satul. Domnul dacă îmi permiteți, ce adică un protocol? O înțelegere păi scrisă? Nici eu n-am înțeles. Am înțeles că o înțelegere scrisă este, înțelegere scrisă, cu prefectura, cu, de la registrul agricol, tot. Cel mai probabil, cu siguranță, se poate rezolva problema. He, ce om bun! După mine, da. Mers la Zăpodeni, se poate da o dispoziție de dat bani înapoi domnului. Eu așa văd, dacă domnul are domiciliu pe Comuna Vulturești, la ce îți plătesc pe Zăpodeni? Domnul primar, dar vă spun ceva, îmi permiteți? Ieri am căutat, chiar am vrut să sun la Zăpodeni, dar uite că am avut numărul de telefon la primarul, dar nu-l mai am, dar de aflat îl aflu, fără probleme. Să discut problema asta cu dumneavoastră, dar vă asigur, o să mergem personal la Zăpodeni, cu mașina primării, mergem personal și vedem lucrurile cum stau. Dacă închide ușa și fugi primarul, cum fugit ei? Costică și-a păstrat bunul simț, onoarea și demnitatea. Chiar dacă l-au furat, l-au mințit și l-au înșelat, el a rămas la fel. Poate că undeva, cândva, lucrurile astea vor conta într-un fel. Să zicem altă situație în care ai fost înșelat. Un morar care are moară aici, așa. Vine să-i fac un pat, o adus stejarul și restul de materiale să le pun eu, că el le plătește. După ce am făcut patul, ce-au zis? Patul tot ai făcut de acum, n-ar să-l mai strâși. Dar și ce ai pus? În loc să negocieze... Îți apără că e scump. Da, în loc să negocieze, să vorbească, din prima au trecut la bataie și m-au bătut în o gradă la mine. Și dacă am făcut plângeri la poliție, a intervenit un milițian tot din Zăpodeni și după aceea am aflat că și el din Zăpodeni și o apăra colegii care se protejează unul pe altul, ei asta fac, nu protejează cetățeanul. Cetățeanul trebuie să plătească, nu să se protejeze. Prima dată când am venit aici, mi-a furat două căzi de baie. Cine? Nu știu. Așa. A venit cu căruța, am făcut plângeri la poliție. Și să-i spun cine și nu știu, și i-am spus, omule, ți-am dat telefon când a intrat în ogradă și mi-a luat căzile, mi-ai spus că nu ai cu ce să mă ajuți, exact așa au zis milițianul, că n-are cu ce să mă ajute. Domnule, zic, a venit cu o căruță cu doi cai și au fugit spre Râmșa, eu veneam de la gară. Și când am văzut că a intrat în ogradă și a luat căzile, ele, când s-a ajung eu, el a fugit cu căruța. Și m-a purtat, au zis că răspunsul se dă după 10 ani. După 10 ani mi-a dat răspuns autor necunoscut. Sunt cam aglomerate pușcările. Dar la preot, la părinte, nu te-ai dus să te preot. Uite, mă, părinte, uite ce se întâmplă. El îți ia banii și citește acolo. Dar că am înțeles că ai lucrat și pentru biserică. Ai făcut la altar, ai făcut lucrări. Și cu pochii. Adică, ia zi. Da, am dus strănele la mănăstirea Vlădișeni și uita să le mai plătească. Așa. Și o să le duc și pe celălalt, că a fost comandă 40 de strani. 40 de strane sunt scaunele alea sculptate care sunt corect, pe marginea... Corect. Pe marginea. Sunt făcute după modelul de la strănele de la mănăstirea Bisana Saud. Deci cere muncă, da. Muncă, talent, timp. Așa, ai făcut stranele, 40 de bucăți sau 20, câte ai Am făcut toate, 40, dar 14 alea din apsidă le-am dus. A, apucat să le duci. Din semicerc.
Le-am dus și mi-au dat bani cu țărei, dar mi-au dat vreo 20 de milioane. Nu vreau să... Dar cât valora întreaga lucrare? Întreaga lucrare, eu m-am băcat cu 3 milioane de strană. De bucată. Deci da. 3 ori 40, 3 ori 42, 120 de milioane. Da. Ei, până la urmă, eu dat cu țărei, dar mi-au dat vreo 30 de milioane. Până la urmă, când mi-au mai dat 10 milioane, cu totul. Starițul, deci care se uita la mine așa, deci de patru ori mai puțin. S-o retras prea sfințitul, că comanda la străni a făcut-o episcopul Calenic Botoșneanu. Așa. Episcopul de Iași. Da. Și pe urmă s-o retras, m-au plasat la stariț, starițul, văzut că nu știi de ce s-o retras prea sfințitul, și eu am rămas cu munca și cu pierderea. Mm-hmm. Boală caldă și subtilă se întinde, mă încălzește și-mi topește mintea de plastic, gânduri de plastic, vorba de plastic și viața de plastic. Costică Stamate este acum doar puțin obosit, tot plimbându-se de la o primărie la alta. Chiar dacă viața l-a lovit și l-a furat din toate părțile, dumnealui n-a încetat să creadă în onestitate și demnitate. Demnitate care s-a arătat a fi atât de păguboasă de-a lungul timpului. Sătucul Poden pare uitat de lume, așa cum se arată sărăcăcios și ușurat de sufletele celor care, într-un fel sau altul, l-au părăsit. Numai cele două primării, Vulturești și Zăpodeni, nu uită niciodată să le ceară banii pentru impozite celor care umblă năuci de la o ușă la alta. Cel mai obositor lucru pe lumea asta e să spui adevărul. Pe de-o parte, pentru că întotdeauna e foarte complicat. Și pe de alta, pentru că de fiecare dată se găsește cineva să te contrazică. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut!